Deci că e weekend și desigur dacă este weekend, ce se întâmplă oare pe Music Channel? Ca de fiecare dată, ca în fiecare zi de sâmbătă și duminică, de la ora 13 și 30 de minute ne apucăm de povești, de bârfit și de desigur descoperit personaje noi și interesante din tot ceea ce înseamnă showbizul românesc. Am remarcat că, mă rog, cred că în urmă cu două săptămâni, povestea legată de tot ceea ce înseamnă vlog, influencer, povești de genul TikTok, Instagram, v-a plăcut foarte tare. Am făcut o super audiență pentru care vă mulțumim, drept care am zis hai să insistăm în această direcție. Și astăzi, către noi sau către voi, vine o fată foarte drăguță, extrem de războinică, aș putea spune, și o să vedeți de ce, o să-mi dați dreptate. Moldoveancă, de la Chișinău, fată drăguță în schimb și cu super followers atât pe Facebook, pe Instagram, era să zic, da, și pe Facebook mă gândesc, desigur, atât pe Instagram, Facebook, dar foarte important, acolo pe TikTok. Vorbim în speță astăzi cu una bucată moldoveancă 100%, Valerii Lungu! Ce faci, Ileana Cosânzeană? Foarte bine! Cât de bine! Extraordinar de bine! Mă bucur în sfârșit că a venit primăvara! Nu cred că îți imaginezi cât de mult mă bucur! Tot am să o puțin atac, așa că nu mă pot abține. Da, dar facă ce vreau eu! Încearcă, vezi că nu o să reușești! Zici? Da! Măi, deci aproape 1,5 milioane de followers pe TikTok. Incredibil. Pe Instagram aproape 300 de mii. Nu știu pe Facebook, că tot l-am scos și eu, nu știu pe Facebook, chiar nu știu nici eu. Bine, pe Facebook mai mult de 5.000 ca și pagină, nu pagină de like-uri. Da, da, ca nu, și nu cont, mi-a făcut 5.000. Pagină pe și pagină eu. De like, nu știu. Nu știu. Ai pagină de like și pe Facebook? Da, adică da. Nu, ei zic eu că nu e... Chiar nu e de dat la o parte Facebook-ul, adică n-ar trebui să uităm nu, de pentru Facebook. Nu, pentru că ai fi surprins, dar se vinde foarte bine pe Facebook. Dar că nu prea mai stau pe acolo, nu știu, parcă am trecut de acea etapă și îl las așa, să fie acolo, știi? E bun Facebook. Da, știu că e bun, logic, dar nu... Ce faci? Nu de mai... unde vii? Am zis, Republica Moldova. Republica Moldova, de da. De cât timp în România? De 8 ani, 9, deja ești româncuță. Da. Stabilită unde? În București. Nu la Iași? Nu la Iași. De obicei acolo vă opriți cu toții. Nu. Că treceți vama de la Mie place la capitală. Vrei la capitală? Da, acolo unde poți să deschizi tot. Poftim? Din Moldova. Din Chișinău sunt, nu din Bălți, nu din Șapte Sulii sau nu mai știu ce e pe la voi. Că aveți niște raioane, voi că sunteți cu raioanele la voi în continuare. Bunei mei sunt de la Grinăuți. Eu acolo am copilărit. Unde? Grinăuți. Da, la Grinăuți, unde se aproape de Chișinău sau unde? Unde să... Foarte bine, de ce? E aproape de Bălți. De Bălți. Da. Îmi ziceți voi Bălți. Bălți. Zic bine? Zic Bălți? Bălți, nu știu. Nu Bălți, ca la noi, că la noi se zice Bălți. Dar la voi cum Bălți, știi, cum așa. Nu știu, cred că am scăpat de l-ul ăla. Aveam, să știi că aveam probleme cu l-ul ăla la facultate. Eu făcând facultatea de actorie. La cine, am unde? Am avut mari probleme cu dicția la UNEATC, la domnul Florin Zanfirescu. La maestru Florin Zanfirescu, da. Fost decan al facultății. Așa este. Acum, foarte tare, mi se pare că e Adrian Titieni, noul rector sau decan rector, cum se spune, Alina? Nu mai știu, dar știu că i-a luat cumva locul. El este actualul șef pe tot ceea ce înseamnă facultate de actorie, cinematografie, film, regie, TV. Adrian Titieni. Eu știu că ultimul an când am fost noi, a zis gata, e ultimul an, nu mai predau, nu mai vreau, nu, gata. Voi a fost, hai, pa! Și s-a retras maestrul? Nu știu sincer, dar din câte mi-aduc eu aminte, după aia a zis, hai că mai ia un an, hai că... Dar nu știu să-ți spun acum. Bun. Sincer. Dar a fost un profesor ceva... Un tătic, așa îi spuneam. Vorbim și de maestrul Zanfirescu, bineînțeles. Hai să povestim puțin de cum ai început, de unde ai început, cum ai pornit pe povestea asta, ce te-a determinat. Într-adevăr, tot ceea ce ține la tine de... Insta, TikTok, toate postările tale, tot contentul e foarte bine orientat, structurat către ceea ce înseamnă styling și zona de beauty. Da. Cu multe filmulețe sau, mă rog, cum... Reels-uri. Exact. Cu foarte multe reach-uri, dar ideea e reels-uri. Reels-uri, am înțeles reach-uri.
nu sunt foarte, foarte obișnuit cu toți acești termeni. Pe care sunt voi, noi, stiliști. Sunt mult prea noi și limba mea românească nu prea îi are în dotare. Dar ideea e că tot ceea ce faci, faci foarte bine și mergi pe această linie de styling, beauty, zona beauty și eu zic că ai prins foarte bine. Eu cred că am prins. Îți spun de ce? Că sunt frumușică eu așa de fel. Blânduță cu ochii albaștri. Eu cred că am prins. Dar deși eu aveam mai mult, foarte mulți urmăritori și la început, aveam cred că vreo 13.000. Când ai început? În ultimul an de facultate. Îmi plăcea mie să fac poze, făceam poze cu machiaje și așa mai departe. Deci inițial ai venit din Republica Moldova în urmă cu 8 ani, da. Direct în capitală? Da, direct. Deci femeia hotărâtă, că așa eu sunt hotărâtă, da, mă duc să ele, cuceresc lumea mare. Voi așa sunteți moldovencile. Păi foarte nu? Hotărâte moldovencile și eu zic că e un lucru bun. Și ai zis că vreau să fac actorie. Vreau sau să fac actorie. Nu. Nu, am vrut să fac actorie. Din prima. Din prima, m-am dus la facultate, am intrat a opta pe listă, din 300 cât eram. Da, deci eram foarte bine, acolo să intru. Mi-a plăcut foarte mult la actorie, doar că cu timpul am realizat că nu este neapărat ceea ce îmi doresc eu să fac pe mai departe. Adică îmi doream tot mai mult, îmi doream să fac mai mulți bani, îmi doream să mă vadă mai mulți oameni, îmi doream să mă, nu știu, să mă opresc așa pe stradă și să zică: vreau o poză cu tine. Și deci realizam că acest lucru nu se poate întâmpla atât de rapid pe scena teatrelor și a trebuit să iau un alt rapid, pentru că, na, ca să fii nu un actor să iei... Violeta logic. Andrei, o corect, Tamara Buciuceanu sau Draga Olteanu Matei, personaj, sau Olga Tudorache, ca să dăm da, și nume grele. Da, trebuie să devii cu timpul, prin mai multe... Ani, mămică, ori te tăbăcești pe scena aia, pe scândura teatrului pe acolo, ori nimic. Și încetul cu încetul devii cunoscută. Multe filme, mă rog, nu se mai face prea mult film în România. Da. Se face, dar bine, nu... acum și cu pandemia asta. Iar cu pandemia, iată, povestea actorilor, cumva... E foarte tristă. E tristuță, dar uite că măcar acolo, cât de cât, cu 30% capacitate, serile de teatru pot funcționa. Desigur, activități există. Și după aia... Așa. Am realizat că nu pot să fac și am zis, mă, mie îmi place să fac poze. Îmi place dar să ai terminat? Terminasem facultatea, m-am dus și am făcut școala de televiziune, am zis, hai, poate eu spun zona de televiziune. Școala de televiziune da. A cui? Tudor Vornicu. Deci la antenă. Da, deci am fost și acolo, am zis să văd dacă reușesc și așa, încet, încet, după acolo aia... Acolo cu cine ai lucrat? Am făcut doar în cadrul școlii. N-am lucrat cu mari oameni, din păcate. Adică oameni de televiziune. Ce oameni de televiziune ai cunoscut acolo? Și problema. Da. Cine era vă preda? Unicul an în care nu ne-au dat voie să facem practică în televiziune. Da, nu venea nimeni să vă deloc. Predea? Adică știu că depinde de care dă o trandafir, de asemenea predă la o școală de televiziune, nu mai știu care, dacă e să mă întrebi, dar o vezi pe Teo, adică te duci la Teo și îi zici: Teo, ajută-mă! Da, și mie, da. Ceva nu. De genul. Nu. Cui cereați ajutorul acolo? Profesorilor care cine erau de acolo. Nu mai aduc. A, deci nu personaje importante. Nu. Nu oameni de televiziune. Nu. Măi, ce facem cu Tudor Vornicu? Ok, bine. Dar am lucrat la radio și l-am avut ca mentor pe Mihai Ghiță. Siguranță. Și da, a fost... Asta e România. Da, dar omul care chiar m-a învățat foarte multe extraordinar. Lucruri. Vis de om care da, gătește. Nu, ești... La miez de noapte face niște puhoaie de mâncare și este un gurmand... Când ne duceam, ne vedeam dimineața incurabil. La 5 dimineața, când, mamă, 6, cât erați. Hai, Valeria, dea și tu cafeluță. Zic, nu vreau eu cafeluță, mie dă-mi pernuță, că vreau să dorm. Hai, 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 că avem 3 ore de lucru. Zic, bă, olio. Și de ce nu te-ai dus către, iată, Impuls Radio? Pentru că este postul lor de radio. Da, de... nu știu, așa a fost să fie. Mihai, am început din să câte am... știu, colaborează cu da, Impuls, da, 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 da. Ține de Trustul Canal D. Avea oportunitate să faci și radio, ceea ce nu e rău, pentru că e... Am făcut radio. 3 luni am fost la Impuls. Puțin. Dar după aia au început foarte mult proiectele prin online și n-am. Oprește-te aici. N-am. Bun.
Noi, nu știu dacă te-a pus în temă a mea dragă producătoare Alinuța, care se joacă cu degețelele și cu cuțitul. Știu că acum îmi încarcă de saga, că nu-i plac chestiile astea. Neam să faci, Caterin, că știi bancurile cu Alinuța? Nu. Nu? Da, mă rog, din Republica Moldova, hello. Nu sunt la voi bancuri cu Alinuța. Nu. Nu-i nimic. Nu, bun. Trebuie să spui. În emisiunea asta, fiecare invitat, în momentul în care luăm pauza necesară publicității, până în publicitate, alege câte o piesă cu videoclip, ce vrea ea. Și zic, pentru că toți a fost mentor la Impuls Radio, Mihai Ghiță, așa, prieten bun de-al nostru de altfel, ce i-ai dedicat lui Mihai? Ce crezi că i-ar plăcea lui Mihai să vadă și să asculte în același timp din partea ta? Valerii! Mama, am uitat melodia. Era o melodie pe care o puneam noi și am uitat-o complet. Dar o să-i dedic o altă piesă. Muzică românească sau internațională? Internațională, dar okay. O să-i dedic o altă piesă. Să vedem dacă îl nimerești pe Ghiță. Ghiță e foarte pretențios din punctul ăsta de vedere. Da, știu, nu cred că îl nimeresc acum. Dar o să-i fac așa ca o dedicație. Și o să punem Ariana Grande, Dangerous Woman. Ceea ce și este, dacă e să mă întreb pe mine. Ăsta este spiritul. Da, păi asta e ideea, asta e România. Vedem Dangerous Woman, Ariana Grande, Valerii rămâne cu noi și o să vedeți că fătuca asta are multe de spus. Imediat revenim, weekend special continuă.